Bună seara și bine v-am regăsit alături de noi la o nouă ediție Simply Talking. Cred că știți deja că ne întâlnim cu oameni frumoși, că ne întâlnim cu oameni autentici, cu oameni care au ales să împărtășească din experiența lor de viață. Iar în seara aceasta, alături de mine, este o doamnă specială. Vă așteptați deja? O doamnă specială care a pășit în lumea jurnalismului, apoi în lumea televiziunii, care a comentat prima oară un meci internațional de fotbal și care a decis să se dedice în ultimii ani proiectelor personale. Gianina Ilieș, bine ai venit alături de noi în seara aceasta. Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Nu sunt obișnuită să intru așa într-o emisiune, probabil să vorbesc cu telespectatorii și să spun bun găsit, bine ați venit la știri. Astăzi o să spun că mă bucur că mă aflu în acest platou și în emisiunea ta și sper să vorbim despre amintiri frumoase, despre prezentul pe care îl trăiesc și despre viitorul care mă așteaptă. Despre un drum numit viață, pentru că așa povesteam înainte de emisiune, mergem cu toții pe un drum. Așa e. Ne întâlnim cu foarte multe lucruri, niciodată nu e cum am planificat. Niciodată nu este cum planificăm, nici chiar atunci când plecăm de acasă și avem programul bine stabilit pentru ziua în curs. Cum ai plecat tu pe drum? Să începem cu amintirile. Să începem cu amintirile. Am avut așa o viață de frumoasă, o copilărie și mai am o viață și sper să o trăiesc exact cum am trăit-o până acum. Provin dintr-o familie destul de numeroasă, sunt singura fată între patru băieți. Wow! Asta n-a putut decât să mă bucure și să-mi dea așa un imbol către viață alături de niște băieți care au știut să mă încojoare ca niște stâlpi în familie și nu m-am lovit de absolut nimic. Am fost protejată a familiei, ce-i drept. Mi-a plăcut să fac cam tot ceea ce vreau în casă, orice prostie, pentru că eram singura fată care nu trebuia să fie certată. Erau frații mai mari? Sunt penultima, ce-i drept. Probabil ai mei s-au bucurat atât de tare că au făcut o fetiță încât au mai încercat, iar nu neapărat că le-a ieșuat această tactică, dar au zis că asta e, înseamnă că este cea, este specială, unica. Și cum ți-am spus, am avut o copilărie foarte frumoasă alături de frații mei și mi-a plăcut să merg pe aceeași linie, ca eu să am la fel o familie numeroasă, copii în jurul meu, un soț, exact ceea ce am văzut la casa părinților mei. Și ai reușit. Da, în prima parte a vieții mele am reușit, dar să știi că lucrurile, la un moment dat, știi că orice poveste are un final fericit, totul se termină cu bine. Am intrat la facultatea pe care mi-o doream încă din timpul liceului, și anume facultatea de jurnalism, pentru că eram perfect de acord cu mine în ceea ce privește cariera mea. Mi-am dat seama de fapt cel mai bine la capacitate. De fapt la bacalaureat. Pentru că știam exact ce trebuie să punctez, cum, când, și după ce am realizat că am vorbit atât de frumos despre acel ion și toate comparațiile pe care le-am făcut, da, să știi că și mi-am dat seama... Și despre ibovnica lui Pământul. Despre ibovnica Pământului. Deci lucrurile astea pe mine m-au împins să... Nu era, era frica aceea de examen și după toate examenele mi-am dat seama că eu chiar ar trebui să am mai multă încredere în mine pe partea de comunicare, povestire și așa mai departe, că îmi plăceau foarte mult lucrurile astea și chiar când eram ascultată la școală, doamna profesoară știa că eu vorbesc foarte mult și știa că am ce să povestesc. De asta spun că mi-a plăcut foarte mult și la liceu și la facultate. Am ajuns la facultatea de jurnalism. Mi-a plăcut foarte mult să fac practică, chiar dacă noi în timpul facultății știi că nu suntem plătiți și pentru mine era o plăcere. Suntem obligați să facem anumite lucruri pentru a avea și a beneficia de
foarte multe informații de care avem nevoie la început, bagajul nostru de început. Și lucrurile erau bine primite, adică am ajuns într-o anumită televiziune. Să știi că nu a fost ușor. Când ești mic și pricăjit, nu prea te bagă nimeni în seamă. Dar să știi poate că asta te motivează. Te motivează foarte mult, pentru că eu sunt o fire foarte mult spun, ești Gelina, ești foarte frumoasă, nu mi-e place să cred că sunt plăcută. Și m-a ajutat foarte mult chestia asta. Am știut exact cum să pun problema și cum să nu deranjez oamenii din jurul meu, astfel încât să pot să asimilez și să învăț și eu. E o calitate a comunicării la un moment dat și această adaptabilitate exact, la interlocutor. Exact, da, exact. Și pentru că poate atunci când ești, cum a fost cazul meu, atunci când intri într-o televiziune, nu realizezi câtă muncă este și câtă treabă are fiecare și cât de multe trebuie să te concentrezi pe acel lucru, și când vine o puștoaică la tine și spune învață-mă și pe mine cum se face lucrul ăsta, tu poate ai toată bunăvoința să o înveți și să-i arăți, dar în momentul ăla ai un subiect pe care trebuie să-l termini în 30 de minute pentru că trebuie să intre pe post. Iar eu nu înțelegeam lucrurile astea la început, pentru că m-am lovit de ele după, în timp, și am înțeles că, de fapt, lumea nu era rea și nu avea timp să-ți dea explicații, nu exista un timp. Tu trebuia singur să asimilezi și să fii foarte atent la ce se întâmplă în jurul tău. Deci foarte mult exercițiu autodidact. Autodidact, da. Și cum ai spus și tu la început, trebuie să-ți placă foarte mult ceea ce vrei să faci. Știi ce mi se pare interesant? Ai spus comunicare, ai spus că ți-ai dat seama la examenul de bacalaureat, măi, eu am ceva de spus, da, și uite exact ce frumos l-am îmbrăcat pe Ion, da, și l-am prezentat. Dar să știi, scuze-mă că te întreb, niciodată nu m-am gândit că o să ajung pe sticlă. Îmi plăcea foarte mult asta să scriu. Asta vreau să te întreb. Da, pentru că primul meu job a fost într-o redacție de știri la un ziar sportiv. Și mai mult de atât, că mie îmi plăcea foarte mult sportul. Mă gândesc și cu patru frați acasă, da, nu scăpai. Dai seama, da, 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 că nu intram direct pe politică. Adică a fost un m-am axat exact pe ce mi-era mie mai plăcut și mai ușor și știam. Pentru că știam exact care sunt cele mai importante meciuri, cei mai importanti jucători. Adică știam lucrurile de acasă, încă mai ales că mama este o mare microbistă, adică lucrurile s-a menținut chiar și până acum. Și probabil mi-a rămas microbul ăsta pe partea sportivă. Și am ajuns, dar până să ajung în timpul facultății, a trebuit foarte mult să lucrez și să muncesc și să-mi câștig bănuții mei. Da, am lucrat și pe partea de modeling, am fost un manechin al țării noastre, am lucrat foarte bine, m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta și să comunic cu camera și să mă cunosc chiar și fizic și psihic pe mine foarte bine. Am început să joc în niște filme, am început să mă uimesc și cum? Eu printr-o anumită conjunctură, adică la agențiile respective existau și castinguri și chiar am ajuns să joc în filmul marelui regizor Dragoș Muntean, care se numește Boogie, care a ajuns și la Cannes și m-am bucurat foarte tare. Și am început ușor, ușor. Adică au mai fost câteva filme, chiar și regizori din America care au filmat la noi, la Buftea. Știi foarte bine, da, că da, se făceau, da, foarte multe lucrări acolo. Și am avut diferite roluri, Contratim 2 cu Florin Piersic Junior. Am asimilat și m-am bucurat de toate lucrurile care m-au înconjurat în perioada respectivă și am învățat foarte multe lucruri. Mai ales cel mai important a fost acel serial în care am jucat Un Pas Înainte, în care am muncit foarte mult. Eram o mică balerină profesionistă și eu nu făcusem balet. Te-ai pregătit înainte? Foarte mult. În fiecare zi. De dimineața de la ora 6 până la 12, ora 1, eu făceam acel exercițiu și apoi începeau filmările. A fost greu, dar frumos.
cumva așa parcă viața te-a dus pe drumul ăsta să te ajute să te obișnuiești înainte cu da, camerele. Cred că m-am pregătit fără să-mi dau seama. Un foarte bun time management, pentru că la un moment dat să fii și autodidact, să-ți faci și job-ul tău și te-a dus chiar și în postura de a fi în fața camerelor, dar altfel. Dar altfel. Să zicem că majoritatea ar fi obișnuiți acum cu tine. Cu ce ai venit de acolo? Cum te-ai îndreptat, de fapt, către zona de televiziune? Pentru că intrasei pe zona de acting, de actorie. Da. A fost... vezi că lucrurile nu sunt întâmplătoare în viață. Vorbeam cu doamna cu care mă pregăteam pe partea de dicție și știa că mie îmi place foarte mult jurnalismul, știa că eu am terminat facultatea de jurnalism, între timp l-am conceput și pe Patrick și știa că sufăr foarte tare că nu am timp de copilul meu și îmi doream un program foarte bine stabilit și știa că muncesc foarte mult pe partea asta de actorie, modeling și știa oarecum, pentru că era lângă mine și care sunt calitățile mele. Și ea mi-a spus, uite, există un casting la televiziunea aceea, respectivă, și eu cred că tu o să iei acel casting. Și am zis, da, eu nu vreau să apar la televizor ca și crainică să fac știri, pentru că mi-ar plăcea mai mult să scriu. Păi da, uite cât de bine te potrivești pe partea asta de film. Zic, da, dar nici asta nu vreau să fac la nesfârșit. Și m-am dus la casting și cum eu sunt așa o norocoasă, de obicei când intră ultima la casting, așa se întâmpla și pe partea de modeling, luam castingul și s-a făcut că am devenit acea prezentatoare a acelui post de televiziune în prime time, știri sportive, unde m-am format ca jurnalist de știri sportive, dar am învățat foarte mult pentru că nu făceam doar acea citire de pe prompter, scriam știri, nu mi era foarte ușor pentru că era un, nu neapărat un domeniu virgin, un domeniu pe care îl știam din timpul facultății, dar vroiam să-l învăț. Și, bine, și bănuiesc că erau și foarte multe schimbări. Și foarte, foarte multe schimbări, sigur că da, foarte multe schimbări. Și nu am făcut foarte mulți pui acolo, pentru că după un an de zile m-au contactat cei de la o altă televiziune mai mare. De unde mă știi și tu, da. Și de unde mă știe toată lumea și m-au luat tot ca și prezentatoare de știri sportive în prime time. Acolo știrile sportive au durat cam 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, un an jumate, pentru că s-a scos grila de ora 19. 19 și, și jumătate, erau 20, știu că erau știrile atunci. Însă am mai rămas un an de zile pe celelalte ore de prânz dimineață și matinal. Apoi, după discuții, am spus că vreau să fac altceva. Au avut încredere în mine și am mers pe partea de știri. Și acolo mi-a plăcut și am un nou domeniu, tot în prime time, știu că erau știrile și știu că tu lucrai la știrile respective, exact. Ca să subliniem că nu era doar o prezență și o prezentare. Nu, și lumea trebuie să înțeleagă că de obicei, sau cel puțin din domeniul pe care îl fac eu și colegele pe care le știu eu și nu numai la televiziunea la care am lucrat eu, în majoritatea televiziunilor care se respectă, cel care prezintă știrile și lucrează și editează la acele știri, pentru că e foarte important să înțelegi ce se întâmplă la un moment dat. Se poate întâmpla orice, să-ți pice prompterul, cât de pregătit ai fi tu, este foarte important să te implici în editarea acelor știri. Un drum cu multe oportunități, da. Și cu multe, în același timp, școli nu neapărat academice, ci profesionale, da, pentru că exact. Ele cumva te-au condus din aproape în aproape. Spuneai că atunci când profesoara de dicție ți-a spus, uite, tu ar trebui să te duci la casting și uite cum ar fi, tu ai spus, da, dar eu vreau să scriu, mie îmi place să scriu. Foarte mult să scriu, da. Scrii? Scriu. Am un blog în care scriu tot ceea ce simt eu despre
lucrurile pe care le fac, lucrurile cu care mă confrunt, chiar și o plăcintă pe care învăț să o fac. Îmi doresc foarte mult să împărtășesc din toată experiența pe care o acumulez eu, pentru că lumea mă întreabă, efectiv, adică ajungi la un moment dat când te urmăresc foarte multe persoane și de ajuns să pui orice pe pagina aceea de socializare și să fii întrebată foarte multe lucruri. Și aici profit un pic de toată această atenție și curiozitatea lor și totodată îmi dau mie acea plăcere de a scrie și de a împărtăși cu ei. Scriu pe blog, am subiecte despre frumusețe, parenting, sport, un pic de mâncărică, nu, să nu se leagă lumea, că nu sunt femeia perfectă și nici nu-mi place să gătesc toată ziua, dar mă relaxează. O dată pe săptămână, cred că fac lucrul ăsta. Am ajuns să-l fac pentru că m-am retras din televiziune și mai mult timp pentru mine. De ce te-ai retras din televiziune? Am... nici nu știu cum să încep lucrul ăsta. Așa am simțit. De obicei, toate lucrurile pe care le-am făcut în viață, le-am simțit. Și am simțit că este momentul să mă retrag pentru mine, pentru familia mea și pentru acea schimbare care se face după 30 de ani. Nu știu. Sunt femei care la 30 de ani încearcă să facă mai mult decât au făcut în acel domeniu. La mine, mai mult de atât, nu se putea. Făcusem exact tot ce puteam să fac până la vârsta de 30 de ani, 31, cât m-a prins la antenă, la televiziunea la respectivă. E ok. Am zis că vreau să fac altceva. Pentru mine. Să mă dezvolt. Pentru că în ultimul an în care eu mă gândeam să mă retrag din televiziune, începusem un business. Poate mulți telespectatori de-ai tăi nu știu, eu aveam un program foarte încărcat, lucram sâmbătă și duminica de la 4 dimineața la 5 după amiaza, eram frântă sâmbătă și duminica, eram exact opusul a ceea ce trăiam cu oamenii de acasă. Eu când... ei erau acasă, eu eram la muncă și plus că se mai făceau și lucruri suplimentare. Și era și băiețelul tău și care băiețelul meu, exact, da. Îți solicita. Era un program pic pe care nu puteam să-l fac toată viața. Ăsta este unul dintre motive pe care aș putea să-l argumentez cu foarte multe argumente la rândul lui. Viața de familie, viața personală și mai mult de atât, nu neapărat că a face televiziune nu este doar ceea ce vezi în fața televizorului. Există foarte multe lucruri pe care trebuie să le faci în spatele camerei. Și pe lângă observator, mai exista și observator special, mai erau și alte lucruri pe care trebuia să le fac. Și am considerat eu că vreau să fac alte lucruri pentru mine. Sunt profund recunoscătoare față de toți oamenii pe care am întâlnit și cu care am colaborat acolo. Am rămas chiar în relații bune cu anumite persoane și avem relații de prietenie în continuare. Și m-am retras pentru mine. Cum am spus, în ultimul an, înainte să plec de la Antena 1, începusem un business pe care l-am făcut cu tot sufletul și pe care l-am făcut destul de calculat. Ce business? Spune-ne. Mi-am deschis și uite, vezi că ideile îmi vin când sunt mai relaxată. Eram în vacanță la Londra și eram cu iubitul meu și mă gândeam, știi, eu aș vrea să fac ceva. Eu trebuie să fac ceva, pentru că simt că pot să fac acel ceva. Și mi-am spus, gândește-te ce ai vrea să faci, nu știu, vrei să-ți faci, încă nu deschisesem blogul și zic, altceva, mai mult de atât, adică să mă implic mai mult de atât. Și am spus că aș vrea să fac un business pe care să-l gestionez mai ușor decât mi-aș deschide, nu știu, un coafor pe care este foarte greu să îl urmărești dacă nu ești acolo. Asta e clar. Și am zis că, uite, în zona în care stăm noi nu există studio de bronzat.
Știi? Bun. Adică m-am gândit la toate variantele. Uh-huh. Ce servicii sunt în zonă, ce servicii sunt prea multe sau ceea ce nu există în acea zonă și am zis, uite, eu aș vrea să fac un studio de bronzat. Pentru că sunt foarte multe persoane. De care te ocup și astăzi. De care mă ocup și astăzi, da. Și care a florit așa oarecum. Și erau foarte multe persoane care spuneau, da, există un anumit tip de studio de bronzat în București și sunt mai multe. Dar eu vreau să vin cu altceva. Și tot timpul trebuie să vin, am învățat lucrul ăsta, că tot timpul trebuie să vin cu altceva. Cu ce a fost diferit față de ceea ce exista la momentul acela pe piață? În primul rând am învățat că e foarte important atunci când îți respecti clientul să vii cu cele mai bune lucruri și să nu începi să vinzi un lucru care nu, de fapt nu are rezultatele pe care tu le prezinți în fața publicului, să spun așa. Să fie autentic. Să fie autentic. Se practică lucrul ăsta, am observat. Și pe lângă lucrul ăsta de care am ținut foarte mult, mai mult de atât că am ținut să marketez și să pornesc la drum cu acest business cu imaginea mea și țin foarte mult la imaginea mea. Și am zis că în studioul meu aș vrea să intre persoanele și să se simte exact cum aș fi vrut eu să fie atunci când am intrat într-un solar și am găsit foarte multe probleme. Și am zis că așa trebuie să-l fac eu. Să fie toate lucrurile puse la punct, să fie curat, să fie luminos, să fie, așa cum spunem noi, profi și să avem rezultate foarte bune. Am venit cu ceva nou, am venit cu o funcție care pur și simplu îți calculează pigmentul și în funcție de calculația pe care ți-o face, solarul te bronzează la intensitatea corespunzătoare. Ceea ce mi se pare destul de corect. Oamenii, mai ales personalul, trebuie foarte bine instruit. Sunt persoane care nu au voie să facă solar, persoane care au foarte multe alunițe, persoane care întâi trebuie să vorbească cu dermatologul, însă am căutat ca toate aceste lucruri să fie monitorizate de aparat. Nu am aparate care se găsesc în solarele obișnuite din București. Am ținut să aduc ultimele aparate de ultimă generație cu acea funcție care se calculează pigmentul pielii. Cele mai bune creme, cremele sunt foarte importante pentru solar, sunt total diferite de cremele. Eu nu mă pricep deloc la solar, dar știu că am auzit multe povești de genul m-am dus la solar, dar de fapt m-am ars, dar de fapt uite ce am făcut pe piele. Exact. Este foarte important să știm exact. Eu, ca și client, atunci când intru într-un solar, sunt convinsă că cel cu care vorbesc și căruia mă adresez, el este foarte bine informat și are toate informațiile necesare pe care trebuie să mi le dea ca eu să știu cum trebuie să folosesc solarul. De asta există cursuri de specialitate care sunt obligatorii, curs de specialitate de solar, curs de igienă și acel personal trebuie foarte bine instruit. Pentru că nu mulți știu să folosească solarul, avem povești prin care putem râde, în care ne putem cruci și așa mai departe, pentru că au fost fel și fel de persoane care, spre exemplu, nu s-au dezbrăcat în solar. Ideea că acele raze intră prin haine și erau profund dezamăgiți că nu s-au bronzat. De asta spun. Da. E bine, e ca în orice piață sau ca orice piață, produs, e vorba și de educația despre produs despre pe care produsul pe care clientului de asta, și alegerea lui și alegerea lui dacă vrea acel produs. Mai sau mult de atât că am evoluat, iar informația este la îndemână și nu putem vorbi despre o perioadă în care nu mai avem informația la îndemână. Și cu atât mai mult, chiar personalul trebuie foarte bine instruit, iar cel care vine la solar trebuie să pună toate întrebările necesare și să știe exact chiar și câte minute are voie să facă, de ce trebuie să folosească acea cremă, pentru că este foarte, foarte importantă, de ce nu trebuie să folosim cremele de la plajă în solar, pentru că există un alt tip de raze ultraviolete. Deci sunt foarte multe lucruri de care... Și aparatul face o parte din lucrurile astea, dar bineînțeles și oamenii care interacționează, mă gândesc că sunt destul de importanți. Ți-a fost greu să faci în paralel lucrurile astea două? Și televiziune și business? Nu mi-a fost greu, pentru că
până la urmă mi-a plăcut foarte mult să mă implic și știi cum suntem noi. Da, tu lucrezi în televiziune, dar când ai un proiect al tău, e ca un copil al tău. E ca un copil al tău, exact. Și vrei să-l hrănești și să crească mare și frumos și productiv, dacă se poate, și cu care să te mândrești. Și eu chiar sunt mândră de acest studio, pentru că am luat și un premiu ca cel mai igienic și frumos solar din sector. Felicitări! Mulțumesc din tot sufletul. Și acum ne gândim să ne extindem și în altă zonă a Bucureștiului. Dar până să ajungem să deschidem un alt solar, știu, mi-ai zis că mai faci ceva, da. Nu mă las să te întreb ce mai faceți, ziceți-ne. Voi deja, cred că în două săptămâni maxim o să dăm drumul, lucrăm de mult la acest concept, remodelare corporală, tratamente faciale non-invazive cu anumite aparate pe care nu le pot denumi, în schimb pot vorbi despre ele că sunt ultimele aparate apărute acum în această zonă. Plimbându-mă foarte mult prin foarte multe cabinete de înfrumusețare și fiind invitată să încerc în anumite cabinete aceste tratamente, pot spune că le cunosc pe toate. Și după ce am făcut eu o selecție, m-am gândit exact ce aparat este exact cel mai bun pentru remodelare corporală, pe care îl văd eu din punctul meu de vedere și știu care are rezultate, ce aparat l-aș cumpăra eu pentru salonul meu, pentru tratamentele faciale. Așa, pentru că l-am făcut încercat și la pe toate. Salonul de bronzat să fie un loc exact. În care ți-ar da. Plăcea ție da, să da, mergi. Da, da, da. O să fie o clinică de remodelare? O să fie exact așa se numește. Okay. O clinică de remodelare și tratamente faciale non-invazive, însă în această clinică că va mai exista un concept de un concept beauty, de hair, nail care și make-up. Adică am spus că acea nu femeie care încalcă... de o clinică de remodelare care să aibă și servicii de înfrumusețare de genul. De exact la asta m-am gândit, să existe acest concept nou. Și mai mult decât atât, voi veni cu o chestie foarte, foarte interesantă, pentru că am vorbit cu echipa mea și le-am spus, uite, eu când mergeam la o ședință foto, știam că într-o oră sunt gata, păr, make-up, manicură. Voi sunteți pregătiți să faceți această chestie în 60 de minute? Și au vorbit între ei și au spus da, adică dacă avem loc unul pe lângă altul, da. E, bun, atunci avem să fac un concept, pentru că este foarte important ziua de astăzi timpul celui care ne calcă pragul și pentru mine contează foarte mult lucrul ăsta și cred că pentru toate doamnele și domnii este cel mai important din viața lor timpul. Cum a fost să treci la antreprenoriat 100%? Erai un pic obișnuită? Da, eu cred că nici nu mi-am dat seama. Așa? Da, eu cred că nici nu mi-am dat seama cât de repede a trecut timpul și, de fapt, de unde a început toată această poveste și unde am terminat-o prin acest concept. Pentru că eu nu vreau decât să cumpăr un aparat de remodelare corporală. Atât. Ok. Atât. Vreau să am un aparat de remodelare corporală pe care să-l aduc la salonul de bronzat, pentru că mai aveam loc acolo, și să fac o cameră specială de remodelare. Apoi am spus că nu. Clienta mea merită mai mult decât atât și aș vrea să-i ofer mai mult decât atât. Și când ai căutat spațiu? Am căutat spațiu. Nu a fost ușor. În schimb, atunci când găseam un spațiu și spuneam, da, ăsta este pentru mine, ăsta este perfect, mă loveam de alte lucruri, pentru că atunci când cumperi un spațiu într-un bloc, spre exemplu, există acele întrebări cu care trebuie să te confrunți și lumea care trebuie să fie de acord. Și cu o zi înainte de a semna contractul, mi s-a spus că vecina de sus nu este de acord pentru că vrea liniște. Zic, da, dar este o clinică spa, adică nu... Nu pot să te pui cu asemenea, cu situația de genul ăsta și zic, ok, înseamnă că locul ăsta nu este pentru mine. În prezent am găsit un loc și mai bun, la care poate nici de nu aceea, poate de aceea n-a fost da, de acord vecina. Exact. Tocmai de asta spun că niciodată nu m-am supărat că nu mi-au mers lucrurile în momentul ăla. Totdeauna am zis că am mers pe ideea că poate lucrul ăla nu-i făcut pentru mine. Poate mă așteaptă altceva mai bun.
Așa a fost și cu plecarea din antenă. Poate pe mine mă așteaptă ceva mai bun. Și știam că mă așteaptă ceva mai bun, pentru că am foarte mare încredere în tot ceea ce, în tot ceea ce fac. Merg la drum cu niște idei în care cred. Asta e cel mai important pentru mine. Pentru că așa cum am deschis și solarul și clinica de remodelare, cred foarte mult în serviciile pe care eu le voi aduce pe piață în București. Pentru că le-am făcut, le-am testat și știu că sunt cele mai bune. Cred că e foarte important, ai spus ceva foarte important, am simțit și am avut încredere că pot să fac pentru că am testat și da, pentru că este ceva cu ce eu m-am confruntat. Nu toate business-urile sau afacerile, să spunem că urmează tiparul ăsta, pentru că sunt și afacerile care au niște investitori, sigur că care da, urmează sigur, o marjă de profit. Ai simțit, ca să vorbesc în termen de investiție, return-ul de la clienții tăi în ceea ce privește implicarea, în ceea ce privește, hai să spunem, da, modul în care au apreciat serviciile, da, pe care le-ați oferit? Da. Au fost persoane care, uite, spre exemplu, dacă o să vii la mine la salon, parcă ai n-am mai fost la solar? Cred că am fost odată la tine, dar nu la solar. Eu n-am fost niciodată în viața mea la solar. Bun. Niciodată. Am și întotdeauna știu că am avut așa o chestie de a mă apropia, pentru că mi se părea vorbim... o chestie SF. Nu o să dar vorbim poate acum, cine știe. Nu o să vorbim acum, o să vorbim la cafea, la studio și așa, o să te convin că nu este un lucru nociv pentru tine atâta timp cât ai voie și cât să faci acele minute cu cap calculate, niciodată să depășim. Vorbeam despre acea încredere pe care o dai oamenilor când te afli în business-ul tău. Mi s-a întâmplat de multe ori, la mine în salon, există o imagine a salonului, poza reprezentativă, în spatele recepției și s-a întâmplat ca fetele să-și ia 10 minute pauză și o să fiu acolo și să le las să-și facă treaba sau să ducă să-și ia ceva de mâncare. Și s-a întâmplat să vină cliente, iar eu să fiu la recepție. Pentru mine era o plăcere, vreau să spun. Și erau doamne care pur și simplu spuneau, vă știu de undeva, spuneți-mi de unde vă știu. Și nu mă simteam nistânjenită, pur și simplu le spuneam, probabil de la televizor. Da, dumneavoastră sunteți oricum și fata din imagine. Și nu cred, dumneavoastră sunt? Da, eu sunt. Și începeau discuții foarte frumoase. Și cred că este și o încredere pe care o dai omului atunci când îți calcă pragul. Și este foarte important într-un business, am simțit-o, să fii acolo, să te implici cu totul. Și cel mai important, mi se pare, să ai respect față de clientul tău. Și după asta, pe locul 2, să ai respect față de angajații tăi și să ții cont de toate lucrurile și toate ideile pe care ei le au, pentru că ei sunt în contact direct cu clientul. Și până la urmă și ei, dacă au încredere, vor transmite asta sigur mai departe. Da. Am avut clienți care pur și simplu mi-au bătut la ușa în birou și mi-au spus, este o plăcere pentru mine să plec de aici când văd că fetele au un zâmbet atât de frumos și au o stare atât de bună. Eu încerc să le ofer acel team building de care au ele nevoie o dată pe an și să simtă team building-ul la muncă, știi? Și să nu... Asta cred că ar putea fi un nou concept da, de dezvoltare, da, pentru că de foarte multe ori și cu ce m-am team întâlnit eu, exact. Team building-urile sunt făcute să ne înțelegem mai bine și să ne omologizăm echipa. Dacă n-avem timp la da, birou și atunci mergem birou, în team building. Exact. Da, da, da. Și cum reușește asta? Pentru că am vorbit cu foarte mulți antreprenori sau directori da, de departament care spuneau că le este din ce în ce mai dificil să găsească liantul comun. Pentru că este stresul așa jobului. Este. Depinde foarte mult acum și de domeniu și de business-ul pe care evident, îl ai. Este clar. Nu am foarte... Spre exemplu, la solar am patru angajate. Nu e nici greu, nici ușor, dar mi-a fost mult mai ușor să încerc să facem o echipă, să fim o echipă așa ca într-o familie și să le las pe fete să înțeleagă că nu sunt nici o șefă foarte rea care vrea să facă armată într-un studio de bronzat, în schimb o șefă care mai mult o...
nu știu dacă e corect spus și o prietenă, dar o persoană cu care ele să știe exact că oricând se poate discuta, și ceea ce îmi doresc eu de la ele este acea atmosferă plăcută în care clientul trebuie să se simtă cel mai bine și știm, toți avem probleme acasă, câteodată. Da. Și exact cum ne spuneau și nouă, în orice domeniu în care te angajezi, le lași la ușă și ești, sau cum am fost eu învățată, că trebuie să fiu zâmbitoare în fața prompterului, indiferent de ceea ce mi se întâmplă. Da, și cum am fost cu toți învățați, uite, până aici este jobul, de aici acasă. Este și nu este, pentru că vrei, nu vrei, tu le iei sigur cu tine. Că da. Dar până să știi că orice problemă au, ele au văzut că pot discuta cu mine orice, chiar și problemele personale, care chiar s-au rezolvat. Există exemple și ele știu că se pot baza pe mine. Cred că e foarte important dialogul. Și foarte important, da. Poate că e foarte important să nu mai încercăm să punem granițe acolo unde nu sunt. Pentru că e ok, ai o zi proastă, dar e alegerea ta. Așa e. Ce faci și cum o transformi. Așa e. Și nu știu dacă asta te învață în cărți, nu știu dacă asta te învață într-un program integrat de comunicare. Până la urmă, tot de la om la om se întâmplă. Așa e. Indiferent că sunt 4, 10... 50, bineînțeles și domeniul este important. Sigur, că e cel mai sănătos, cred că este important ca cel care dă startul să aibă o mentalitate foarte bună. Pentru că ne mulăm la un moment dat și ne obișnuim cu ceea ce este sănătos. Eu așa merg pe ideea asta și chiar și cu echipa pe care am format-o în partea cealaltă la clinică, exact despre lucrurile astea vorbeam și le spuneam că pentru mine este foarte important ca ei să se simtă foarte bine la locul de muncă. A fost greu să închegi echipa pentru clinică? Da, a fost greu. Pentru că sunt foarte mulți oameni care lucrează în domeniu. Sunt foarte mulți oameni care vor să învețe. Însă eu am vrut să merg la drum pe partea aceasta cu oameni cu experiență. Și am încercat să formez o echipă din start cu experiență, cu care să am încredere că vom avea rezultate foarte bune. Și este foarte importantă prima întâlnire, acea prima întâlnire cu clientul. Este foarte important ca cel care vorbește cu clientul să-i dea o încredere extraordinară. Adică tu, dacă m-ai convins pe mine că ești un dermatolog bun sau un cosmetician bun, pe mine, asta înseamnă că îl vei convinge și pe cel care ne va călca pragul. Da, am unele puncte pe care le sintetizez și de la care aștept niște răspunsuri și până la urmă îți dai seama și după o discuție în prealabil și anumite feedback-uri din partea unor oameni care au trecut acel prag în alte locuri sau au auzit de acele persoane că sunt bune. Da, se face o căutare și nu neapărat că îi cauți pe Google sau, dar simți. Eu am această... Asta vreau să întreb, are legătură și de întâlnirea ta, da, face-to-face, da, ca să zic așa, da, și da, ceea ce simți, bun, este necesară și o pregătire, pentru că deja vorbim nu, da, doar de a face niște cursuri de pregătire, ci de niște, sigur, proceduri, da, care necesită, sigur, o anumită, da, specializare. Am cunoscut oameni cu experiență foarte bogată, care pur și simplu mi-au transmis acea... stare negativă, pur și simplu nu fuzionam. Adică nu simțeam că este o persoană foarte bine pregătită, dar care, din punctul meu de vedere, putea să-mi strice echipa formată. Adică sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ții cont. Știai de ele înainte? Nu. Știam doar că trebuie să fiu un jurnalist bun. Într-un fel, da, le trăiești și la locul de muncă, pentru că știi, când lucrezi într-un domeniu și ai o echipă bună lângă tine, e clar că și treaba merge strună, ca să spun așa. Însă, ca peste tot, există persoane și persoane și e de ajuns să fie o persoană care să, nu știu, deranjeze sau să...
și strică toată comunitatea, știi? Și de asta, încerc pe cât pot posibil, nu suntem toți perfecți, încerc pe cât pot posibil să fim o echipă și să am eu grijă de acest lucru și le-am și spus că orice problemă pe care o vom avea, o vom discuta și sunt convinsă că lucrurile se vor așeza exact așa cum dorim noi pentru o atmosferă plăcută. Pentru că dialogul e important. Cel mai important. Comunicarea este cea mai importantă. Da, uite, mă uit așa cum povestești de salonul de bronzat, cum povestești despre clinica ce urmează să se deschidă, cum ai povestit despre intrarea ta în lumea știrilor sportive, în prime time la știri. Pare că totul e parte din tine, ca și cum a dat naștere, a crescut, după care a urmat un nou copil. Spune-ne de copilul din viața ta, spune-ne și de partea personală, dincolo de proiectele personale. Eu nu prea, uite ce frumoasă e poza asta. Eu încerc să evit, așa m-am obișnuit eu, probabil că am văzut foarte multe lucruri care s-au întâmplat în zona noastră, să spun... Vizibilă, da, exact. Și am încercat să am grijă de băieții mei acasă și să nu-i expun foarte mult și să-mi trăiesc viața liniștită acasă, în curtea mea, alături de băieții mei. În schimb, când vorbesc de ei, mi se umple sufletul. Mai mult de atât, Patrick este... Cred că dacă nu era Patrick, nu eram ce sunt. Nu eram ce sunt astăzi. Asta clar. Ce frumos! Da. Pentru că l-am făcut pe Patrick la o vârstă destul de fragedă, la 21 de ani. Iar divorțul a fost la 23 și a fost mult prea repede. Adică m-am desprins din acel vis al meu în care credeam că asta este viața, o familie numeroasă, un soț iubitor și copii mulți. Însă mi-am dat seama că ăsta era doar un vis de-al meu. Și am învățat că, da, și visurile sunt importante. Însă, astăzi, la 32 de ani, am învățat că trebuie să-mi trăiesc foarte mult prezentul. E frumos să avem un anumit punct la care trebuie să ajungem. El, de fapt, m-a împins să fac toate lucrurile calculat și mă gândeam de fiecare dată când trebuia să iau o decizie, Patrick trebuie să fie mândru de mine. Oare cum ar trebui să fac ca el peste niște ani să zică asta a fost mami, mami a făcut lucrurile astea, știi? Dar ele s-au împletit, nu vreau să spun frumos ca să nu pară un clișeu, dar ele s-au împletit, s-a împletit partea personală, partea de a conștientiza importanța visului la un moment dat, dar și a realității, pentru că trăim totuși într-o realitate. Cu partea profesională, dar cumva pare că nu că s-au alimentat una pe alta, pentru că, din nou, nu vrem să o dăm în alte clișee, dar pare că viața te-a învățat foarte multe și ți-a oferit foarte multe variante de a învăța lucrul ăsta. Ce sau cu ce ai rămas după 32 de ani? De amintiri, de prezent, de viitor? Deja mi-e dor de perioada în care Patrick era mic. Am vecini acum pe care îi văd cu copiii mici alergând după ei și mă uit la Patrick și spun doar atât, mai țin minte? Da, parcă mai țin minte. Și nu vrei iar? Și el zicea, păi da, dar nu eu trebuie să fac ceva, tu, mama, trebuie să faci ceva. Și mereu îmi spune, hai, când îmi faci frățiorul ăla, când îmi faci surioara aia? Adică el este primul, el își dorește foarte mult un frățior, o surioară, ceea ce eu sunt în asentimentul lui, toată lumea. Însă am zis că nu am nicio problemă, toate lucrurile vin când vrea Dumnezeu. Asta zic, în rest nu este nicio problemă. Și vorbeam cu prietena mea, Anca Serea, care toată lumea știe că are foarte mulți copii și îmi spunea, hai Janina, hai, trebuie să mă ajungi din urmă. Da. Și spunea, stai puțin. Nici chiar așa, dar oricum îmi doresc să am 2-3 copii cel mult, îmi doresc. Acum, cum o vrea Dumnezeu? Cum vrea el, Dumnezeu, nu? Până la urmă. Și pe partea cealaltă, să spunem, acolo
Există o poveste foarte frumoasă și un lucru pe care eu îl voi respecta foarte mult de acum încolo, și anume că există partea asta de business pe care eu nu o știam. Și este foarte important să ai persoana potrivită lângă tine care să te îndrume. Foarte rar se întâmplă lucrul ăsta și nu mă refer aici la partea financiară, nu, pur și simplu să te îndrume și să-ți arate, chiar să te învețe ce înseamnă la un TVA. Pentru că erau lucruri cu care mă confruntam de contabilitate pe care nu le știam, ce-i drept, adică nu le cunoșteam. Nici nu te lovisei probabil de ele. Pe partea de, da, management, și am învățat foarte multe de la el și el știe că sunt perfect recunoscătoare și știe că... Ne spui despre cine e vorba? Da, este iubitul meu, Mircea, care m-a învățat foarte multe lucruri și care m-a învățat că trebuie să am foarte mare încredere în mine, pentru că mereu îmi spune, tu ai potențial, habar n-ai ce se ascunde în tine. Da, și e foarte important să ai o persoană așa lângă tine care să-ți dea încredere în tine și să te facă să te simți puternică, iubită și nu știu, fericită. Să știi că una din întrebări care îmi venise înainte să deschizi tu subiectul era cine te-a inspirat pe drum sau cine ți-a acordat suport în dezvoltarea afacerii. Da, pentru că este destul, chiar dacă ești autodidact sau te înveți să fii autodidact. El m-a învățat să fiu o persoană independentă. Da, se câștigă din televiziune, mai mult sau mai puțin. Noi știm cum se câștigă. Însă vreau mai mult de atât. Și el mi-a spus, poți să faci lucrurile astea, poți să faci un leasing, poți să plătești un credit. Adică sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci, dar în care trebuie să crezi și să le calculezi astfel încât să-ți faci un business plan. Uite, așa se face un business plan. Și am învățat lucrurile astea și mi-a plăcut. Se vede că îți place în continuare, adică abia așteptăm să ne chem la inaugurare. Abia aștept să veniți. Deja știu când este data, mi-am calculat. E totul acolo calculat? Da, este calculat. Venim cu drag. Pentru că ne apropiem așa de final. De final, tot așa cu rapiditate, cum trec toate repede. Atât de bine m-am simțit aici. Mă bucur foarte bine. Mă bucur. Spune-ne tu, dincolo de partea de antreprenoriat, dincolo de suportul pe care ți l-a dat Mircea, dar cel mai important, de motivația și de imboldul acela când poate, dar nu știu, dar poate n-am atâta încredere, a venit ca o gură de aer proaspăt. Da. Sunt persoane, lucruri, întâmplări cu care te-ai întâlnit pe drum, că tot vorbeam de drum, provocări, poate uneori o imagine percepută altfel decât ai vrut tu să o transmiți, care cumva te-au învățat ceva, ți-au dat lucruri la care să te gândești sau să reflectezi. Ți-au oferit până la urmă un material de studiu pentru viață? Mi-am dat seama că cel mai greu lucru a fost să lucrez cu oamenii și comunicarea cu ei, cu clienții. Și am învățat, de fapt, ce e cel mai important, ce trebuie să transmiți, și revin tot de unde am început, adevărul. Pentru că este foarte ușor acum să cauți informații și să vezi care este adevărul și la ce folosești acel lucru. M-am confruntat cu fel și fel de situații de-a lungul timpului, cu oameni care, oricât de mult le-aș fi explicat că lucrurile stau cum spun eu, pentru ei ceea ce spuneau ei era clar, valabil și adevărat. O să-ți dau un exemplu. Un domn a venit să facă 8 minute de solar și fetele erau la recepție, au explicat dacă a fost la sală, iar dânsul a vorbit într-un alt fel. Dar ce vă interesează pe voi dacă merg eu la sală? Care este problema dumneavoastră? Un pic de defensiv. Da. Și a făcut acele minute. A venit a doua zi cu un mare scandal, cum că el s-a înroșit
și de ce s-a înroșit și norocul lui a fost că eu am fost acolo. Da? Și i-am explicat și i-am demonstrat că ceea ce a făcut el a făcut din necunoștință de cauză și că nu a avut răbdare și nu a avut încredere în personalul căruia i s-a adresat. Dânsul nu avea voie să facă solar pentru că ieșise cu un sfert de oră de la saună, de la sală și sunt foarte multe lucruri cu care te poți confrunta, spre exemplu în acest business și este foarte importantă comunicarea cu clienții. A înțeles, domnul? A înțeles. Pentru că soția este în continuare clienta noastră și... Da, uneori ai nevoie, poate se întâmple ceva de genul ăsta, da, ca omul să te asculte, pentru că de foarte multe ori nu prea ascultăm. Avem tendința asta de a vorbi. Așa este, dar mi s-a întâmplat și mie. Mi s-a întâmplat și mie să mă duc, nu știu, într-un magazin și să-mi povestească despre un anumit produs și de fapt eu mă uitam că l-am văzut într-o revistă și nu ascultam ce-mi spune doamna și probabil doamna respectivă avea informațiile mult mai proaspete și știa despre ce e vorba în acel produs. Eu având informația comercială și marketată de la televizor sau din revistă. Trebuie să fim foarte atenți. Eu mă bucur tare mult că ai venit alături de noi seara asta. Mă bucur și eu că am venit și v-am călcat și eu pragul. Și chiar aș vrea să punctez că am rămas cu această bucurie de a face parte din orice fel de proiect, indiferent că este el personal, că este antreprenorial, că este profesional din punct de vedere al angajatului, pentru că ne putem găsi și în postura asta. Sigur că da. Și cel mai important că trebuie să-ți asculți clienții, copiii, colegii, echipa și oamenii din jurul tău. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Și că ne-ai ascultat și că ne-ai lăsat să te ascultăm. Mulțumesc. Și te mai așteptăm cu drag. Cu mare drag, cu mare drag. Mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi, că ne-ați ascultat. Ne-ar plăcea să vă ascultăm și pe dumneavoastră, așa că ne puteți scrie și vă dorim o seară frumoasă în continuare.